Pentru mine e foarte ușor de înțeles de ce niciun tânăr nu prea e interesat de o carieră politică. În primul rând, salariile pe care le au politicienii sunt jarnice. Deci ce câștigă un primar sau ce câștigă nu știu, un consilier județean sau un secretar de stat e un salariu penibil de mic pentru așteptările pe care le impune societatea. Deci tu, dacă ești primar și gestionezi un buget de milioane de euro, mi se pare penibil să ai un salariu de 1.500-2.000 de euro. Și atunci, cumva, statul te invită să furi și ajung să intre în politică doar oamenii care vor să facă combinații, care vor să-și urmărească propriul interes, pentru că nu e un mediu care să te încurajeze. Ar trebui să fie cea mai bine plătită meserie și cea mai mare onoare să fii politician, astfel încât să fie bătaie acolo, să iei pe cei mai deștepți din țară. Noi, dacă am avea, nu știu, 1.000 de oameni deștepți selectați să intre toți în politică, țara asta s-ar schimba radical. Dar sistemul actual nu-ți oferă această motivație, acest incentiv. Mult mai bine preferi să te duci în privat, să te duci la o companie sau să-ți faci tu propria ta afacere, unde să știi că ești altfel plătit și nici nu trebuie să dai socoteară în fața mii de oameni sau milioane de oameni. Ești cunoscut ca și omul soluțiilor. Ce soluție îi propune? Păi soluția ar fi să se schimbe modul în care politicienii, în primul rând, sunt plătiți și în același timp să se facă, dacă mă întreb pe mine, un barem de performanță pentru orice om care are într-o funcție publică. Adică dacă eu vin, spre exemplu, într-o comună mică și devin primar, dau un exemplu, să știu că eu, dacă îndeplinesc anumite criterii de performanță în comuna respectivă, creez X locuri de muncă, dezvolt X spații verzi sau ce obiective își propune comuna respectivă, să pot să fiu remunerat pe măsură în baza acelor criterii de performanță. Nu să fiu nevoit să ascult telefoane de la centru și să servesc combinațiile altora care au niște jocuri de putere peste mine. De-aia nu-și dorește nimeni să facă ceva. Mai ajungi și pe la pușcărie după aia, adică nu e deloc tentant.